Salut al meu și bine v-am regăsit la un comentariu live și în direct în această dimineață. O să vorbesc despre Alex și despre ce s-a întâmplat eu, ce s-a întâmplat de fapt între noi. Deci practic s-a întâmplat o ceartă, adică Adventure of Gaming și la mișto, la trula pe Alex. Bun, și Alex s-a supărat, dar fiind viața cu două fețe, viața nu ține de partea lui, adică el n-a fost de la băiatul cinstit, ăla perfect, nu făcea glume proaste. Aseară zicea că îmi dădea idei de jocuri, ele făcea multiplayer, co-op, că nu știu ce, frate. Și mă zicea mie că am făcut serie de Half-Life 1, Half-Life 2, episodul 1, episodul 2 și așa mai departe. Și Portal 2, frate, din Portal 2 ai făcut vreo prima misiune, cam atât. După care gata. La bord, aici la pe Bludenwurst. La fel, n-am apucat de Borderlands pe care vreau să-l termin odată cu tine. La fel, păi da, ți-a închis canalul și după aia gata, te-ai retras așa ușor, ușor. Și așa mai departe. Când mi s-a închis canalul, tu erai relaxat în Minecraft. Tu, nu știu, erai relaxat în Minecraft, tu n-ai avea, tu te jucai cu Raul, Nicolas și așa mai departe. Și acum nu vreau, nu mă interesează de meciul așa, pentru că și filmez acum, nici nu mă concentrez așa bine, dar sincer habar n-am de ce comentez așa, dar așa. Hai să, deci, și vă dați seama că, deci când mi s-a citesc contul, deci, când mi s-a închis contul, pe la seara, ce faci mă acolo jos, așa, și m-am uitat pe YouTube, la filmul cu Harry Potter, scenele, că filmările, cum au și asta, scenele din adică din culise, știți? Și da, pe casă, pe canalul meu, să văd ce mai am. Și văd că m-a dat cu simț sanguin. Mamă, și atunci când a simțit ca un fel de ceva în inimă, nu știu, ca un fel de pocnitură în inimă. Și m-am dus să văd, am scris pe Google, pe YouTube, am mai reintrat, dar îmi zicea ce este, nu vreau să vorbesc despre asta. Dar faza este că Alex, aici chiar, adică aici, ci că îmi spunea mie de Minecraft, ci că e violent. Frate, Minecraft-ul, ce așa de violent, adică dai cu pumnii într-un zombie? Adică ce ți se pare ție violent în Minecraft? Nu înțeleg. Adică ție ți se pare că lumea Minecraft, tot din punct de vedere grafic, are poveste, are așa, nu, acum pe bune, ți se pare din punct de vedere așa, dacă lei la grafică, gaming, la poveste, n-are nimic. N-are nimic, decât dai cu lemnul cu topor într-un copac și gata și îți faci o casă, după care faci o fermă și cam asta e. Dar faza este că tu ai zis că e violent Minecraft-ul. Și, frate, în primul rând că foarte mulți copii de 9 ani se joacă Minecraft la vârsta asta. Și presupun că foarte mulți ați depășit faza asta cu Minecraft-ul. Acum nu vreau să par de asta. Și eu m-am jucat Minecraft-ul. Am unele faze când îmi place și când nu-mi place. Dar hai că acum asta fii serios. Ce-i mult, nu-i bun. Adică, hai să facem și noi. Nu să ne luăm după altul. Hai să... Nu fim, adică, original, adică, în primul și primul rând, eu când fac vlogurile, le fac într-un stil al meu, adică, nu, adică nu iau starea de spirit sau, în primul rând, când faci un vlog, trebuie să fii peste nivelul lor de energie, adică, să nu zici, bună ziua lume și bine v-am regăsit la un nou video, vom vorbi despre... despre un taximetrist care a căzut în baltă și, adică, frate, în primul rând că trebuie să fii tu însuți, adică nu trebuie să-l copy-paste cineva sau să faci exact ca el. De exemplu, un băiat care mi-a făcut mie background-ul, nu Kazi, nu mai știu, mi-a făcut unul, cum îl cheamă, mă? Megusta Roll cheamă acum pe YouTube și mi-a spus și limita pe doza de hash, adică limita, cum să spun eu, limita bine, adică acum afară ce o supăra, dar chiar limita.
Adică avea, nu știu, avea și glumele lui și chestiile lui care spune. Mă rog. Și la un moment dat vine sâmbătă seară. Numai asta acum ce s-a întâmplat ca să înțelegeți și voi ceva. Da, deci până octombrie, când aveam canalul Multi Ghost Rider 2, ăsta era foarte bun prieten cu Ninuțul Alex, știi? Și vă dați seama, bine, a fost prieten că poate m-a ajutat și cu canalul și să-i seama, dacă eu sunt prieten cu el, înseamnă că și el ar trebui să fie prieten cu el, nu? Adică, ce dracu. Și eram într-o zi, mă jucam Samp, eu cu Nicolas și noi eram pe Dânădâc. Știi, când ne apela pe atunci mulți oameni, bine, și acum mai apelează unii. L-am văzut pe ăsta, pe Alan Creeper, pe Alex, că vrea să joace și el Samp. Dar a zis ăsta Nicolas pe ei, păi lasă frate, că binerva frate, îi face pe șeful. Și într-un fel are dreptate, știi, adică aici Nicolas nu pot să zic că a mințit, sau că a zis o minciună. Nu, chiar asta e adevărul. Adică, frate, la momentul nu ești perfect. Și nu poți să spui că tu n-ai avut vină în toată povestea asta. Adică, nu vreau să aud chestii că scuză pentru treaba asta. Și nu vreau să te asumi scuzele pentru că ai făcut ceva. Mă rog, și s-a supărat ăsta, ales cum e el, bine supărător, Sfântul Zacuscă. Și ce a făcut? Da, mi-a editat pozele de pe Facebook. Eu, adică el și cu, adică a editat pozele mele și ale lui Nicolas și le-a filmat. Bine, The Big Man avea vreo 300 de sub, n-avea cine să se uite. Dar faza este că nu-mi pasă că de like-uri și de dislike-uri, dar în primul rând că eu chiar m-a durut faza asta, adică frate, ce ai tu, adică chiar așa te răzbun tu pe mine, adică faci video și nu-mi pasă că e la Caterinca, frate. Sincer, nu-i totul la Caterinca, adică cum să te explic eu? Nu mai fac totul la Caterinca, încearcă și tu să gândești, mă, poate pe omul ăla îl supără, mă, poate îl doar, hai să vorbesc cu el, știi? Hai să vorbesc cu el, ce mi se? Dar nu, trebuia să posteze pe YouTube, poze editate în Paint, în Photoshop, adică, frate, dacă ai totuși un gram de minte în cap, n-ar fi făcut asta, adică, sincer să fiu, eu când, de exemplu, când m-a dat afară că jucau Minecraft cică de 5-4 ore, ce am făcut eu? Am editat cumva poze cu ei? Am făcut mișto de ei? I-am filmat pe ei? Nu! Am stat potolit. Frate, n-au nevoie de mine, sunt mai șmecheri, au talent, păi asta e fața, asta e. Bravo lor! Și i-a precis. Dar crede-mă că el a editat poze și le punea pe YouTube, frate, adică bine, acum că l-a șters videoclipul, dar ca gest, frate, ca gest, adică ți se pare totuși bine gândit și nu-mi pasă acum că ai zis tu că m-am enervat. Frate, și eu m-am enervat atunci când tu m-ai dat afară din Minecraft, adică totuși vreau să vorbesc cu cineva, vreau să mai glumesc cu cineva. Poate, nu știu, n-aveam cu cine să vorbesc, n-am plictisit și m-am decis să vă dat tu și vouă. Dar voi, adică tu ales că tu m-ai dat. Așa, tu m-ai dat kick. Dar nici măcar nu mi-ai zis, Dragoș, pleacă. Mi-ai dat kick. Că așa mă știi tu pe mine, știi? Adică eu stau acolo, intru cu programe, intru, stau acolo, ce dracu. Nu, adică, totuși, pe bune fate, adică nu. Adică când tu, da, când tu îmi dai kick, nu mai, tot nu se supără, nu fac poze, n-am făcut nicio poză, frate, n-am meritat nicio poză, n-am jignit pe nimeni, pentru că, frate, mă gândesc la ce se întâmplă, la el mă gândesc, nu la mine, nu la scopul pe care vreau să-l fac. Și după aia când mi s-a șters contul, n-a zis, frate, hai, uite, hai să ne apucăm de un cont, hai să faci la fel și pe Bloodmust. A început de seria de Borderlands, după care când mi s-a suspendat contul, la fel, după aia n-a mai vrut să mai facă nimica. Și la asta tu, acum tu zici, păi da, pe Multighost te ajutam, pe fate, Multighost era acum cât timp? Zici-mi, acum cât timp? Să zici, era acum în septembrie, frate. Tu zici din vară, pardon. Adică din vară așa postam. Și nu
cred că e singurul care îmi dă mie idei de jocuri sau de multiplayer. Adică, unul la mână, prefer să stau cu un YouTuber care știe YouTube-ul decât cu unul care s-a prezis că e că YouTuber, ci că avea 800 de subscriberi. Frate, asta fiind serios, frate, adică noi ne chinuim să facem un subscribe, adică noi postăm video și de-abia dacă ne dă cineva subscribe și tu faci ca pâinea caldă, dar ce ești PewDiePie, Bobo Spider, dar cine ești, frate? Făceai tu vlogul, adică și pe canalul meu, adică când postam un video te înjurau oia, mă spune mie să pun comentariile pe aprobare, că te sinucidei, altfel, îmi tai gâții. Nu, pe bune, fata, adică faze că nu, adică nu, eu nu suport minciuna, adică, frate, dacă ai YouTube, spune, frate, și nu ca și ți-aș fi cerut ție promovare, că, uite, cer eu promovare lui Bacon Pong și mă rezolvă, frate, adică, el este un tip de treabă, frate, deci, Bacon Pong, nu mi-a editat nicio poză, glumețe, nu știu ce, frate, el e altfel, înțelegi, mai spune câte o glumă, mai... Când s-a supărat, adică când a făcut cu Bludăvurs, cine a stat să facă cont de YouTube? Baker Bong! Tu ai stat cu mâna în fund! N-ai făcut nimica, frate. Asta e faza, deci... Asta ai prieten adevărat și nu-mi pasă acum că ai... Ce-ai făcut? N-ai făcut nicio serie, frate, pe canal. O lasă să fii serios. Adică ce serie ai făcut tu, ce serie ai jucat tu, ca să-mi spui, deci, nu știu, adică, frate, nu exagera. Să înțelegi? Tu ziceai că, acum că eu îl copi pe, pe analfabet și pe doza de hash. Frate, trebuie să știi un singur lucru, deci, în primul rând că România nu este o țară originală, adică tot copiem, tot. Poate că foarte, foarte rar, foarte puțin, o invenție creată de noi, adică și român, adică românul a inventat avionul. Mă bucur. Am uitat cum îl cheamă, mă, pe ăsta care a inventat, dar... am uitat cum îl cheamă, că și mi-am citit ieri pe undeva. Am uitat unde, de la numă de asta mai, și de asta de savant, știți? Hai ce doamne, șmecher. Așa. Și pe apărut am văzut, deci Baker, bă, hai să rămân așa, deci Baker. M-a ajutat foarte, foarte mult cu canalul, adică, frate, tu ce-ai făcut? Zici și mie, adică, ce-ai făcut tu? Spune și mie când mi s-a închis canalul. N-ai avut nicio reacție, frate. Adică de la tine mă așteptam să faci mai mult. Adică tu ai pus... Adică ai pus suflet. Și după aia tu, adică... M-a jucat manca, frate. Te înțeleg că ai minte de 9 ani. Te înțeleg că... Pana mea și eu am fost odată la fel. Dar depășește faza cu Minecraft-ul, sincer. Adică, de exemplu, Radu e obsedat de Minecraft, deci numai Minecraft știe să joace, adică o diversificație ar fi fost genial. Bun, și mă rog, sâmbata trecută l-am trollat pe Alex ca să spui și motivul, ca să nu zici, a, păi, așa. L-am trollat, adică mai mult Bobby mi-a zis, eu credem că eu n-am zis nimica. Adică n-am înjurat atunci, sincer, chiar nu l-am înjurat. La jurat ăla, și că îți dau flot la PC și, frate, deci, cum spun eu, e o chestie de om prost, adică, dau flot la PC, eu sunt șmecher, și după aia să dai scuze de asta, că nu-ți merge programul, că trebuie să închizi ăla, frate, du-te mă de aici, frate, du-te mă, că nu te crede nici de acolo, adică, dacă erau așa oamenii, frate, acum știi ce ușor era de hecuit? Era ușor de hecuit, frate. Deci pe bune acum. Nu mai lua, adică nu mai spune mie, a, păi da, tu vezi că e ușor de hecuit ăsta, adică, știi, adică, bag un program, bag o comandă și gata, mi-a fișat IP-ul și îți dau și flood. Adică dacă tu așa te răzbun pe oamenii care, nu știu, ți-au fost alături și, adică, frate, tu când... Adică tu când faci o video, adică tu zici asta de fapt drept scuză, adică te-am ajutat. Frate, nu mai folosi ca scuză, adică foarte mulți oameni folosesc ceva ca scuză pentru a determina sau de a face pe ceva să se pună într-o situație mai proastă sau să fie mai indulgent cu alte persoane, adică a, dar tu vezi că te-am ajutat pe tine, mă, vezi că eu sunt, da, șmecherul și așa. Știi, adică, practic se laudă pentru faptul că te-au ajutat, dar
Dar v-aș de parcă ar fi fost nevoiți. Știți? Asta e faza. Mă rog, și cam asta a fost pentru astăzi. Sunt certat fix acum, nu-mi pasă. Viața e lungă, viața merge înainte și prietenia merge înainte. Deci, dacă v-a plăcut, dați like, comment, share, subscribe. Oh, ultimul kill, frate! Mamă, bă! Oh, ultimul kill, bă! Ultimul kill, bă! Aoleu! Hai, pa!